De ce clar n-am să fac adresări personale. O să vă spun tuturor, la modul generic, dragi prieteni. Mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare aici. Vă mulțumesc tuturor, fiecare în parte mă onorați prin prezența dumneavoastră. Realmente am emoții, spunea doamna directoare mai devreme că nimeni nu e profet în țara lui. Știți foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta, așadar că nici eu nu mă simt, deși ar trebui să mă simt foarte largul meu aici, dar tocmai pentru că apar în fața dumneavoastră, a celor care vă cunoașteți foarte bine, în mai multe posturi decât cele oficiale, evident că este, cum spuneam, un motiv principal să am emoții foarte mari. Sunt în posturile neoficiale, că nu mai e lume pe aici prin sală. În aceste condiții, cum spuneam, s-au spus lucruri foarte frumoase aici, care mă onorează. S-au spus și s-au făcut și unele afirmații care, cel puțin din perspectiva mea, par ușor exagerate. Ascultând cum se vorbește despre mine, mărturisesc că m-am simțit puțin incomod. Poate exagerat pe alocuri și domnul președinte Câlea, poate exagerat pe alocuri și domnul academician, poate exagerat și domnul profesor Faur. Evident, la momentele festive se exagerează, dar în același timp aprecierile domniilor lor mă onorează. Și în același timp, cum am spus, mă și obligă să fac, eu știu, demersul să... De ce nu se depun eforturi mai mari pentru a ajunge acolo unde dumnealor, într-un fel sau altul, au spus că au ajuns deja. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste cuvinte. N-am să repet, deci, ideile spuse de domnile lor. Am să încerc să vă fac foarte pe scurt o poveste a acestei cărți. De ce Italia? De ce spațiul italian? Când am ajuns în Ministerul Afacerilor Externe, printr-un concurs de împrejurări, m-am ocupat de coordonarea Direcției Arhive Diplomatice. Și pentru că în acel moment se desfășura un program de digitalizare a Arhivei Diplomatice din Ministerul de Externe, în colaborare cu o firmă italiană, primul fond supus acestui proces de digitalizare a fost Fondul Italia. Astfel, m-am întâlnit cu documentele legate de relația noastră cu Italia. Și vă mărturisesc că m-a fascinat. Realmente. Să vezi cum prezentau diplomații români această relație. Realmente era ceva absolut deosebit. Atunci cineva mi-a sugerat, bun, dacă tot îți place, de ce nu vrei să aprofundezi acest subiect, să faci o cercetare mai amplă? Bun, dar eu sunt filolog, ce să caut pe zona aceasta? Păi, și care e problema? Poți să încerci. Și am început să caut pe cineva, un profesor, care ar putea să-mi ofere asistență, care ar putea să-mi ofere îndrumare în acest domeniu. N-am găsit în București și am auzit de domnul profesor Viorel Faur de la Universitatea din Oradea, care fusese președinte al Comisiei Interparlamentare în prima adunare constituantă, așadar în legislatura 1990-1992. Atunci a fost senator și președinte al acestei comisii interparlamentare. Cu alte cuvinte, așa cum a apreciat o personalitate a vieții noastre politice de astăzi, dumneavoastră a fost inițiatorul diplomației parlamentare în România. L-am căutat, i-am dat bună ziua, i-am spus cine sunt și i-am spus ce propunere doresc să-i fac. Și domnul i-a zis, de ce nu? Că știți, totuși, trebuie să știți la bun început că eu nu sunt filolog. Și ce dacă nu ești filolog? Dacă nu sunt istoric, scuzați-mă. Da. Am spus că am emoții. V-am spus. Mai știu ce ești. Nu m-am mai plictisit. Până am trecut, am fost la Roma, n-aveam... Am mai zis-o și în alte prezentări. N-aveam metodă de cercetare, am pierdut aproape tot stagiul, primul stagiu de la Roma, citind aproape jumătate de dosar, când, de fapt, o cercetare în arhivă se desfășoară cu totul altfel. Trebuie pur și simplu să te uiți, să vezi care documente sunt acolo,
le-ai pus deoparte, le-ai copiat și mergi mai departe. Ia acasă și la meditațiile în scrisoriu. Da, ați văzut că a citit cartea. Cu atenție. După aceea, în sfârșit, în multele întâlniri pe care le-am avut cu domnul profesor Fauer, dumneavoastră mi-a detaliat cum anume se trebuie abordată o astfel de muncă de cercetare. După o astfel de întâlnire petrecută la Paris, după ce a plecat domnul profesor, i-a spus domnului ambasador Manolescu, care până atunci mă tot pisa, hai, ce faci, când te apuci să scrii? Când te terminasem cu referatele, terminasem cu examene și când te apuci să scrii? Și după ce a plecat domnul profesor Fauer, i-am spus, gata, de data asta chiar mă apuc. Nu știu dacă m-aș fi apucat sau nu și atunci, pentru că de mai multe ori promisesem eu că mă apuc, dar cert este că după vreo 3 zile, soția domnului sale a venit și mi-a spus, am o veste proastă pentru tine. Ce s-a întâmplat? Care este? Michi nu crede că o să te apuci nici de data asta. Vă spun că este absolut real. Acesta a fost, de fapt, momentul care a declanșat în mine pornirea de a o scrie, pentru că acumulările le aveam deja, bibliografia o parcursesem, aveam documentația, practic trebuia scrisă. Și chiar mă uitam pe computer acum înainte de a apărea cartea, la data când m-am apucat de scris. Atunci, în 2008, după ce a plecat un profesor din Paris. Bun. S-a consumat și susținerea tezei de doctorat, după care am zis că, de ce nu, dacă tot a fost o muncă intensă, pentru că realmente, credeți, a fost o muncă intensă, cu atât mai mult cu cât, nu vreau să vă plictisesc, dar eu, nefiind istoric, a trebuit să acumulez multă informație pe care mulți absolvenții de istorie o acumulează în timpul facultății. Pentru că aveam niște documente cu care venisem, fie din arhivele italiene, fie din arhivele românești. Dar dacă nu știam să le pun în context, bun, la ce îmi servea documentul respectiv? Dacă nu știam la ce anume a servit în epocă. Și în felul ăsta, în sfârșit, efortul, cum spuneam, a fost poate dublu, poate triplu, Dumnezeu știe. Important este că până la urmă s-a finalizat și că, iată, a ajuns în acest produs pe care editora Tritonic l-a editat, un produs care, după părerea mea, arată foarte bine și dacă și conținutul o să vă satisfacă, atunci, evident, nu pot să fiu decât onorat. Vreau să le mulțumesc public distinșilor profesori care sunt alături de mine în această seară, distinșilor oaspeți care m-au onorat cu prezența domnilor lor, de asemenea liderilor din administrația locală și membrilor Parlamentului care mă onorează, cum am spus, cu prezența. Văd în sală multe figuri cunoscute, începând de la domnul Barbu, care este domnul Ioan Barbu, care este directorul general al primului ziar particular de după Revoluție, acolo unde și eu am început activitatea de jurnalist, în colectivul care am început activitatea de jurnalist. O văd în sală și pe diriginta mea de la liceu, doamna Elena Udrea, să știți, n-are nicio legătură cu... N-are nicio legătură. Și văd atât de mulți cunoscuți, nu am precizat că nu are nicio legătură cu doamna respectivă, pentru că s-ar putea interpreta, bun, și doamna respectivă a venit, nu, atâta tot, să nu credeți că... Noi, cei care lucrăm în diplomație, nu avem voie să ne manifestăm nici simpatiile politice și cu atât mai puțin antipatiile. Deci nu e cazul. Vreau să închei cu... Deci, și mi-a tras atenția un ambasador că este de față și mama mea, că le mulțumesc că este aici, dar exact cum am zis, vreau să închei cu mama. Mama care... Îți fac să închei, n-ai înțeles. Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos!